como a rane prețuită de toți oameni iubită. La 16 ani am urcat pe scenă într-un festival concurs de muzică populară cu o orchestră mare în spate, Jiule pe malul tău, unde am câștigat un loc întâi și care mi-a dat așa un pic de curaj. Pe vremea aceea, prin anii 76-77, era Festivalul Național Cântarea României, unde eu am participat încă de la fazele municipale, județene, după care am luat loc întâi în faza republicană. Asta mi-a dat și mai mult curaj. M-am înscris la Școala Populară de Artă din Târgu Jiu și în calitate de elev a Școlii Populare am fost trimisă la Cetatea Banilor, la Craiova, să concurez. Pe atunci era și a rămas încă după atâția ani cel mai mare și cel mai important festival de muzică populară, Maria Tănase din Craiova. Am urcat cu emoții pe scena Teatrului Național, pe care vreau să vă spun că și astăzi o consider o scândură sfântă, pentru că de câte ori cânt la Teatrul Național din Craiova, am niște emoții cumplite. Nu că n-aș avea și în alte locuri. Emoțiile nu m-au părăsit absolut niciodată, înainte de orice spectacol, înainte de orice cântare, chiar fie nuntă sau botez, indiferent unde mă aflu, eu am emoții. Primele două, trei cântece, până mă acomodez cu publicul, până îi privesc, până îmi dau seama cu ce fel de public am de-a face, cam ce le-ar plăcea să cânt. Sunt foarte curioasă să le văd reacțiile. Dacă oamenii îmi zâmbesc cu ochii, atunci prind și mai mult curaj și încerc să dau tot cea mai bună în mine. Verde fir de măghirele, nică pui de craioven, nu mă face să te aștept, cu dorul aprins în piept. M-a văzut lumea seară, că te-am așteptat la moară. M-au văzut vecinii toți, că ți-am adus mereșor. Meicuță, sprâncene multe, vino că te aștept la punte, pe cărarea din zăvui, unde ne-ntâlneam noi doi. Seara năsfinții de soare, unde-i răchita mai mare, unde-i răchita mai înaltă, nimeni să nu te vadă mai. Ce făcuși mărielele, mi-a dus să-și fac ure de miere. Nu știu de ce mi-ai adus, că gurița mi-e de ajuns, că nici mierea dulce nu-i, cum e dragostea din tâi, cum este gurița ta. Ce nu-i, cum e dragoste.
din tâi, cum este gorița ta, Măriuța mea. Trecurănii ca vântul, lume și mă poate gândul, să-mi iau viață de la cap, ție să-ți mai cânt cu drag mai, că mulți ar fi vrut să mor, lume, lume, când te să-mi las lor, lume draga mea, dar ce-i frumos pe pământ, lume, lume, nu poate muri nici când, lume draga mea. Siză, Ios și Margorju. Toată viața adunai, cântece din anii oblai, măi, și florile din câmpie, toate-s la mine pe ie, toate astea le-am făcut, lume, lume, ție lume. Să-ți cânt, lume draga mea, că așa e suflet în mine, lume, lume, doar dragoste și iubire, lume draga mea. Ce rămâne după tine, dacă pleci din asta lume, rămâne tot ce-ai făcut, de-ai fost om bun pe pământ, măi, mie mi-o rămâne multe, lume, lume, câștigat premiul special de popularitate în 1984 la Maria Tănase și de aici au venit rând pe rând, unul după altul, încă 22 de premii. Am câștigat Topul Național Radio la București, un concurs care mi-a rămas în suflet și atunci am făcut primele imprimări în Electrecord alături de maestru, regretatul maestru Marin Ghiocel. Primele imprimări în Radio București, alături de Orchestra Radio București, cu maestru Paraschiv Oprea, cu maestru Ghiocel și cu maestru Marius Olmazu. Sunt mândră de toate aceste realizări. Am lucrat cu aproape mai toți dirijorii mari ai acestei țări, cu regretatul maestru Nicu Crețu de la Maria Tănase, cu Ionel Puia de la Danubius. Primii pași pe care i-am făcut atunci, în 1980, i-am făcut alături de maestru Puia.
Am primit botezul și girul multor dirijori cu care am colaborat frumos de-a lungul anilor și cărora le sunt recunoscută. Cântecul pentru un artist nu e chiar totul. Important este și cum te prezinți în fața publicului, începând de la pieptenătură, de la costumul popular care este sfânt, pentru mine cel puțin este sfânt, călcătura în scenă, statul în scenă, mersul în scenă, contactul cu publicul sunt foarte importante pentru un cântăreț. De-a lungul anilor am colecționat, poate de multe ori și fără vrerea mea, pentru că pe unde am fost, pe unde am umblat, am primit în dar de suflet de la bătrânele satelor, pe la nunți, pe la alte manifestări, am primit costume populare. De la cineva o ie, de la cineva o pereche de șoarțe, de la cineva o maramă și așa, de-a lungul anilor, în cei aproape 40 de ani, s-au tot strâns. Nu m-am putut despărți de niciodată de niciun articol. Le-am pe toate, fiecare poartă o poveste și fiecare îmi sunt dragi. Am încercat eu așa să mi le adun într-un fel, să le fac să se potrivească ca și model coloristic, ca și culori, ca și motiv floral, geometric, adică am încercat să construiesc câte un costum popular, cu toate că ele veneau din părți diferite. Sunt foarte legată de ele și le iubesc foarte mult. Costumul e parte din sufletul meu, maramele la fel, ca și cântă. Yeah.
Spune că nu-i român precum olteanu și nu-i oltean cum e gorjanu, dar mai ales cum e gorjanca. Adică nu te poți numi gorjancă dacă nu știi să hăulești. La noi hăulesc și pietrele, nu numai gorjencele. Gorjul este o vatră binecuvântată de Dumnezeu cu glasuri frumoase. Mai toate femeile, ca să nu vorbesc de mai toate artistele din Gorj, care hăulesc și hăulesc extraordinar de frumos. Hăulitul pentru noi este emblema. Nu putem pleca undeva, într-un concurs, într-un festival și chiar într-un spectacol grandios, fără să nu avem inclusă în repertoriu și o hăulită ca la Gorj. Hăulitul ăsta s-a născut din cele mai vechi timpuri, pentru că atunci când nu erau alte mijloace de comunicare, țărâncile noastre, bătrânele noastre, fetele tinere, se chemau la munca câmpului de pe un deal pe altul, hăulind.
dădeau chiote și hăuleau de pe un deal pe altul ca să se audă și atunci ea era ca un semnal. Vino pe la mine, la prășit, la adunat de fân și așa mai departe. Era un mijloc de comunicare. Noi acest hăulit l-am inclus în cântecul gorjenesc și ne-i atât de drag. Colaborat de-a lungul carierei cu mai toate televiziunile, și mai vechi și mai noi, dar la suflet, aici undeva într-un colț al sufletului, rămâne TVR, rămâne Televiziunea Națională Română, pentru că acolo am făcut primii pași, acolo am cunoscut mari specialiști, acolo am luat contact cu Tezaur Folcloric, cu doamna Marioara Murărescu, cu Elize Stan, cu Florentina Satmari, Niculina Merceanu și doamna Teodora Popescu. Foarte multe nume emblematice pentru această lume. I-am cunoscut, i-am respectat și le voi purta respect și recunoștință pentru tot ce au făcut. Nu numai pentru mine, în general pentru mulți dintre noi, artiștii. Rămâne, a fost și rămâne o emblemă Televiziunea Națională. Ulterior, au mai apărut și alte televiziuni cu care am colaborat și în care m-am simțit extraordinar de bine și cărora vreau să le mulțumesc acum, tuturor. La mândra cu doruri grele.
frunzuliță, frunză bătută de vânt, de limpada. Vine Nica, vine Nica să mă vadă, vine Nica, vine Nica să te vale mai mare. Să-i spun ce mă e presat și ce mult l-am așteptat. De dorul lui am oftat. Să-i spun ce mă e presat și ce mult l-am dragostea și iubitul, răuțar de sufletul, iubitul și dragostea, rău strige inima. Le-le-le-le-le-lișoară, lasă-mă cu capul-n poală, le-le-le-le mărioară, ochii tăi mă bagă-n poală. Cântecul mi-a fost frate, mi-a fost tovarăș de drum. Dar pe cât a fost de frumos, atât a fost și de greu. Pentru că asta implică foarte multe sacrificii.
să pleci de acasă la mai toate zilele de sărbătoare, atunci când lumea petrece cu familiile de Sfintele Sărbători de Paște, de Crăciun, sfârșiturile de săptămână unde oamenii ies la iarbă verde să distreze împreună cu familia. Ei bine, eu atunci aveam să plec de acasă și să călătoresc. Mi-am petrecut viața mai mult în mașină, călătorind dintr-o localitate în alta, dintr-un județ în altul, dintr-un oraș în altul. Am străbătut țara în lung și în lat. Nu mi-a fost ușor. Dar am avut doi copii care m-au înțeles și încet, încet toate aceste lipsuri, toate aceste dureri s-au estompat. A venit vremea în care să culeg roadele, pentru că mi-am căsătorit fetele care mi-au dăruit nepoți și care sunt cea mai mare bucurie a vieții mele. Consider în primul și în primul rând, înaintea cântecului, eu sunt bogată spiritual, sunt bogată sufletește, pentru că am 5 nepoți care sunt ca lumina ochilor și care mi-aduc cele mai mari bucurii. Am 2 fete care nu m-au dezamăgit niciodată și care nu mi-au creat probleme. Sunt binecuvântată de Dumnezeu pentru că am fost o mamă care n-am avut necazuri din partea copiilor mei sau probleme. Dar poate au fost și momente în care sufletul i-a stat așa, în cumpănă, pe care cale să apuc. Și am apucat calea cântecului. N-a fost ușor. Dar mă simt un om împlinit, mă simt un om bogat și cred că acum, la vremea de acum, aproape după 40 de ani de cântec, nu mai contează. Contează ce rămâne în urma mea. Rămân cântecele, rămân nepoții și bucuria pe care am dăruit-o publicului în acești ani. Pentru că am cântat nu doar cu vocea, am cântat cu sufletul. Se duc anii rând pe rând și-ai împătrânit cântând. Văd că mai trecut un an, bătrânețea mi-e dușman. Se duc anii rând pe rând și-ai împătrânit cântând. Am trecut de jumătatea vieții, s-au dus lume anii tinereți. Când văd copii sănătoși și bine, râde sufletul în mine. Am trecut de jumătatea vieții, s-au dus lume anii tinereți. Când văd copii sănătoși și bine, râde sufletul în mine. Thank you.
m-a rulat în plen. Cu părat nu-mi e rușine, am copii mari cât mine. Doamna viții văd că-mi umple, de argint m-a rulat în plen. Cu părat nu-mi e rușine, am copii mari cât mine. Am trecut de jumătatea vieții, s-au dus lume anii tinereții. Când îmi văd copii sănătoși și bine, râde sufletul în mine. Am trecut de jumătatea vieții, s-au dus lume anii tinereții. Când îmi văd copii sănătoși și bine, râde sufletul în mine. Copiii mi-am rostuit, degeaba nu am trăit. Am la temple ghiocei și-n brațe nepoței. Copiii mi-am rostuit, degeaba nu am trăit. Am trecut de jumătatea vieții, s-au dus lume anii tinereții. Când îmi văd copii sănătoși și bine, râde sufletul în mine. Am trecut de jumătatea vieții, s-au dus lume anii tinereții. Când îmi văd copii sănătoși și bine, râde sufletul în mine. Să mă îndrezești de ani, n-aș răni
toate viața-i place, să fiu tânără, ce-aș face? Să mă trezești de ani, n-aș vrea nici averi, nici să fiu tânără, ce-aș face? Să mai am 30 de ani, n-aș vrea nici averi, nici bani. Să mă gardă 40, viața ce repede treci. De-aș putea viața întoarce, să fiu